Pe 24 februarie a avut loc decernarea diplomelor de doctor în cadrul unei ceremonii organizate de Universitatea Babeș-Bolyai. Această ceremonie s-a desfășurat în sala Aula Magna din clădirea centrală a UBB. La eveniment a luat cuvântul profesorul universitar dr. Andrei Mărcuș, care este și directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul UBB. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai, a adresat câteva cuvinte despre programul de doctorat. O universitate se validează în această lume plină de spirit concurențial, în primul rând prin doctorii pe care îi faci. Și iarăși trebuie să vă spun cu bucurie că datorită muncii colegilor noștri, o parte prezenți aici, această universitate are 25 de școli doctorale. S-au acordat diplome celor care și-au realizat lucrarea de doctorat pe teme precum geografia, filozofia, știința ale comunicării, teologie sau alte discipline. Aceste diplome au fost înmânate de profesorii universitari sau cercetătorii științifici din cadrul școlilor doctorale. Profesorul universitar dr. Andrei Mărcuș este impresionat de numărul mare de doctoranți tineri care au ales să realizeze lucrări științifice. Sunt de felicitat că au reușit să obțină titlul de doctor într-o perioadă scurtă, în perioada care e prevăzută de fapt pentru doctorat. Era în anii trecuți obiceiul că la doctorat se înscriau oameni care aveau deja o anumită vârstă și de multe ori erau doctoranți mulți ani, poate unii chiar multe decenii. În ultimii ani, numărul celor înscriși la doctorat, la admiterea din septembrie, a fost undeva în apropierea numărului de 400. Studenții care au primit titlul de doctor și-au exprimat avantajele și satisfacțiile din urma realizării tezei de doctorat. În momentul acesta, din punct de vedere profesional, m-a ajutat la o avansare, ca să zic așa, în domeniul de studiu, în munca pe care o predau și, bineînțeles, perspectivele se deschid în continuare. Plăcerea de a face un studiu aprofundat pe un autor care mi-a plăcut foarte mult, efectiv toate informațiile pe care am putut să o descoper, plus toate experiențele pe care le-am dobândit, a fost o să-mi rămână foarte dragi și continuare. Această ceremonie de acordare a diplomelor de doctor are loc anual în sediul central al Universității Babeș-Bolyai.